A condus sub influența alcoolului un autoturism cu numerele provizorii expirate și fără permis de conducere. Este vorba de un bărbat din Buhuș, județul Bacău, care a fost depistat de polițiști în timp ce conducea un autoturism fără a respecta semnificația indicatorului acces interzis. În urma efectuării semnalelor de oprire, s-a constatat că la volanul autoturismului se afla un bărbat de 41 de ani, care avea permisul de conducere suspendat. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar valoarea indicată era de 0,96 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorului i s-au recoltat de asemenea și mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitatea alcoolemiei. Totodată, polițiștii au stabilit că autoturismul condus avea numerele de înmatriculare provizorii expirate. Oamenii legii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, nenmatriculat și fără permis de conducere.